Păcatul înseamnă un zid între Dumnezeu și omul care a păcătuit. Păcatul este o faptă rea. Păcatul este încălcarea poruncilor lui Dumnezeu. O faptă rea și un lucru care nu trebuie să-l faci. Ceva urât. Este ca și cum o faptă bună pentru diavol, adică opusul la faptă bună. Un zid între Dumnezeu și omul păcătos. Eu cred că păcat să omori, să furi. Un lucru foarte rău pe care oamenii trebuie să le evite în viață ca să poată să ajungă în rai. Ceva rău pe care îl dorește diavolul să-l facă. Este o chestie care diavolul, adică vrea să ne facă să o facem, ca să mergem în iad, unde ar fi, să zicem, casa lui. Păcatul este rău. Păcatul nu e doar o chestie, adică păcatul se transformă în foarte multe chestii. Și de la un păcat foarte mic, cum ar fi să furi o bombonică de la un coleg de-a tău, poți să ajungi să furi cine știe ce.